Adică mai precis, împrejmuirea terenului de fotbal. Vrem ca imediat în primăvară ce vom putea să construim un vestiar, pentru că din toamna anului viitor vrem să înscriem echipa de fotbal a Comunei în campionatul județean de fotbal. Am demarat lucrurile de împrejmuire. Noi am procurat materiale, primăria. Am cumpărat materiale, iar tinerii, viitorii fotbaliști ai echipei, ei și-au luat angajamentul că vor veni și vom realiza lucrările fără să mai contractăm o firmă pentru împrejmuirea terenului. Practic, ei își vor face baza sportivă, ei vor juca. Exact. Întrucât fondurile sunt cum sunt, am zis că doar așa putem să ne descurcăm. Au fost de acord și ei, după masa ne întâlnim, am început, o să continuăm în primăvară, mai jucăm un fotbal după ce... Ce vreau să vă mai întreb, cine va juca în această echipă? Că aveți trei sate, practic. Da, avem trei sate și am discutat cu băieții din toate satele și noi ne dorim să facem o echipă a Comunei, în care să joace doar tineri de la noi din comun. Să nu aducem fotbaliști de la Beclean sau dintre alte comune, facem o echipă de fotbal pentru tineri din comun. Acest lucru pare a fi benefic pentru comună, benefic. Mai scoateți tineretul din baruri. Da, vine tineretul, avem terenul de fotbal, un teren de mini-fotbal, avem două terenuri de volei și duminica ies din casă, din fața calculatorilor, mă bucur și eu vin și joc alături cu... I-am jucat fotbal la această echipă și de aceea vreau ca de anul viitor să înscriem din nou echipa Vulturii Braniștea în campionatul județean. Cu alte cuvinte, veți organiza și probabil ceva cupe intercomunale, cum ar veni? Am mai avut organizat cu mult timp în urmă și acum o să organizăm. Probabil și de serbarea cireașilor vom încerca să organizăm și o cupă aici la Braniștea. Cum vă descurcați? Destul de rău, că e frig, ce să face? Cu ce vă ocupați, cu agricultura? Da. Da? Și? Cum vă descurcați? Ferească Dumnezeu. Dacă îți cumpete că dacă a ajuns 1.100.000 arat, semnat și producția e mică. Cu alte cuvinte, e greu. E foarte greu, foarte greu. Ce să mai faci? Atunci pot să mă gândesc că sunteți chiar afectat de criză, dacă îmi spuneți băi, chestiile astea. Băi, mă. Ce cultivați? Cireașe sau? Cireașe, mere, porumb, grâu. Și cât de cât aveți producție așa? Până acum ați avut producție? O fost, azi a fost cireașe și mere. Da? Porumb și grâu. Odată primăvara și la cireașe odată. Când au fost înflorite, odată în îngheț și au fost gata de flori. Anul ăsta, ce credeți, o să aveți producții? Grâu și slab. Grâu. Că o înghețat, o uscat. Aha. Și ne-am semănat. Am semănat de vreme, păi și grâu frumos. Și între timp, dacă o plouat mult, după ce a înghețat, greu să duce la bună. Cu primăria, cu primarul, cum vă înțelegeți? Primarul foarte bun, până în prezent. Pe păi, genul s-a schimbat năravurile, că dacă se bătrânește, apoi cât de tânăr e bun. Dacă aveți solicitări la primar, la primar, vă ajută? Când merge, am fost satisfăcut cu toate problemele, până în prezent, dar pe de aici încolo. Cum vă numiți? Faze Cașiun. Câți ani aveți? 77. Mulți înainte. Mulțumesc. După cum vorbeam cu primarul comunei, Braniștea, comuna este cunoscută și prin festivalul cultural de la Măluț, Serbarea de sub Cireș, care ajunge anul acesta la a treia ediție. Acest festival a fost inițiat de
scriitorul Traian Parva Săsărman, care este și ziarist la ziarul Mesagerul de Bistrița Năsăud. Acum vom intra în grădina unde are loc acest festival. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Păi, fac căsuca, Maria. La dumneavoastră se organiza aici o, da, un da, festival da, cultural. Da, da, lansare de carte. În fiecare, de 3 ani încoace? Da, da, da. Și cum vi se pare? Foarte frumos. Putem să vizităm da, puțin? Da, cum să nu? Poftiți, poftiți. Mulțumim! Ne apropiem de grădina care găzduiește festivalul cultural de la Măluț. Acum în această perioadă nu mai este amenajat exact ca și în primăvară când sunt copte cireșele, dar este o imagine foarte plăcută. Practic, acest loc a fost amenajat chiar de Traian Parva Săsărman, care a lucrat aici zile întregi, ajutat de rude, de prieteni, chiar și de domnul primar, nu? Domnul primar, ce da. Ne puteți spune? Deci, ne aflăm în grădina unde se organizează festivalul cultural Universul Cireș. Cireșul acum arată, da. În vară o să fie cu tot și cu tot alt aspect, o să aibă, o să fie încărcat cu cireșe, sperăm, și atunci vă invităm să veniți să ne întâlnim aici în grădină. Aici e șura dacilor, nu? Parcă așa-i spune Traian, șura dacilor pe care singur a amenajat-o. Se poate vedea chiar și o parte din garduri au fost confecționate din lemn. Totul ca la țară, rustic. Da, carul așteaptă. Da. Mai trebuie. Scara, drapelul. Da. La vară îl umplem cu cireașă, da, nu? Da, la vară carul cu cireașă, coșile cu cireașă în carbă. Practic acolo se face premierea. Da, premierea acolo, strugurii din cireașă vin agățați la car. Așadar, suntem la finalul emisiunii. Domnule primar, un cuvânt de încheiere pentru telespectatori, pentru cetățenii comunei dumneavoastră. Da, vreau să mulțumesc în primul rând cetățenilor, tuturor colaboratorilor primăriei Braniștea și de asemenea vreau să transmit un salut telespectatorilor postului ASTV. Mă bucur că ați venit la Braniștea și vă aștept să veniți în perioada de vară, când într-adevăr vom avea să vedem mult mai mult cireașele și toate celelalte. Iată că timpul a trecut destul de repede și probabil n-am reușit să parcurgem chiar tot ce ne-am propus în comuna Braniștea. Dar sperăm să revenim aici în cel mai scurt timp și să vă prezentăm și alte lucruri pe care n-am apucat să le vedem astăzi. Sunt Dorin Arsinte și împreună cu cameramanul Emin Lechiti vom încerca ca și pe viitor să vă prezentăm comunele județului. Urmăriți programele ASTV, asta e televiziunea ta!